La ce te pricepi cel mai bine? La limbi străine. Care crezi că este secretul unei vieți fericite? Dragostea, înțelegerea și încrederea. Ce ai făcut în ultima vreme pentru tine? Am citit. Cum te descrie în 3 cuvinte? Ambițioasă, perseverent și încăpățânat. Ce ai dori să poți face în fiecare zi? Să călătoresc. Ce ai schimbat la tine? Orgoliu și încăpățânarea. Ce tendință în modă nu o înțelegi? Hainele supravimensionate. De ce ai ales Franța pentru continuarea studiilor? Pentru că este leagănul libertății și drepturilor omului. Care este cea mai mare problemă cu care te-ai confruntat până acum? Corupția din Republica Moldova. Care a fost primul tău loc de muncă? Cred că a fost la mama în birou. Care este cea mai mare temere a ta? Păianjenii, reptilii, cred că dinoții. Ce te enervează cel mai repede? Oamenii încăpățânați. Chiar dacă sunt încăpățânată. Unde ai vrea să călătorești? Cred că pe insula Bali. Ai vreun motor după care te conduci? Da, asumă-ți riscul și nu pierde șansa. Trandafiri sau lalea? Lalelea. Proză sau poezie? Poezie. Republica Moldova sau Franța? Sentimental sunt atașată de Republica Moldova, este normal că aici îmi este familia, însă perspectivele de viitor și felul cum am regăsit acolo mă fac să răspund Franța. Mulțumim! Plăcere! No girl.